Am să vă spun o povestioară. Să zicem că profesorul vine în clasă și întreabă pe copii. Vine în minte o chestie, să întreabă pe toți care îi cheamă Ion, nu, să întrebe așa pe cei care așa îi cheamă Ion, cât au medie la matematică. Și zice, tu cum te numești? Ion, cât are matematică? 10. Tu cum te numești? Ion, cât are matematică? 10. El tatonează 2-3 și zice, toți de-a de Ion au 10 la matematică. Acest lucru se cheamă că el a studiat așa câțiva, nu? În aproape, și se grăbește să tragă o concluzie. Ori nu totdeauna este adevărat, dacă ai mers să-i studiat așa câteva cazuri, să poți trage de aici o concluzie de tipul acesta. Sau dacă în școală a întâlnit un grup și de acolo câțiva dintre ei îi tatonează și întreabă și au 10 la matematică, nu înseamnă că toată școala ar fi acest lucru. Da? Iată, când am fost în state, o fetiță de clasa a doua sau a treia, i-am dat să adunăm următoarele fracții. Următoarele fracții. 1 supra 2, 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, și a adunat, cum ați face voi aici? Deci, practic ar fi aici 1 pe 2, dacă ar fi să scriu 1 pe 2, plus 1 pe 6, plus 1 pe 12, da? Și cum le adunăm? Numitorul comun 12, așa cum spui tu, 12, și aici amplificăm cu 6, din face cu 2 și cu 1, nu? Și face cât? 6 și cu 2, 8 și cu 1, 9. 9 pe 12. 3 cu 3 pe 4. Și face egal cu 3 pe 4. Și am spus, hai să continuăm, să adunăm mai multe chiar. Și am zis, am luat din nou 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5. Egal cum. Voi cum ați spune ce face aici? Am omulțit, nu? Și ar face 1 pe 2, plus 1 pe 6, plus 1 pe 12, plus 1 pe 20, egal cu. Maria, ce-i face acum? Factorul comun. Factorul comun. Aia aduce la același numitor, nu factorul comun. Da? La același numitor. Care ar fi numitorul comun aici? Se împarte și la 2, și la 6, și la 12, și la 20. Se împarte 60, da? Deci 60 pare să fie. Andreea, tu ce-ai face? Mulțumesc, adun la aceeași numitor. Adun. Deci aduni, da? Și faci calculul și găsești răspunsul. Păi ăsta l-am amplificat cu cât? Cu 30, 10, cu 5, nu? Da. 60 se parte la 12, 5, și cu 3. Și cât ar fi rezultatul? 12, plus 10, plus 5, plus 3. 30. Plus supra 60. Face? 40 prin 2, 20... 12 pe 15. Adică? 4 pe 3.
Deci cât vine? 30... Împărțim prin 3. 40, 5, 48, nu? 48 pe 2... 48 pe 60. Și cât, prin cât ar 30. Face aici? Prin 12, cred că se simplifică. Da. Prin 12 deodată și face 4 pe 5. 45. E foarte interesant. Și acum... 3 pe 4, 4 pe 5, 5 pe 6. Așa pare să fie, da? Deci, ea observă, Andreea, că 3 pe 4 mi-a dat acum, când i-a mai pus o fracție, mi-a dat 4 pe 5. După 5, 5 pe 6. Deci pare a fi așa, dacă aș aduna fracții 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5 și plus 1 supra 5 ori 6 ar trebui să dea, dar cu emoții spun asta, cât ar trebui să dea? 5 pe 6. 5 pe 6 ar trebui să dea. Dar asta în virtutea faptului că ați observat ceva. Ei, amintesc cu ani în urmă când stăteam de vorbă așa la clasă, unul din elevi, când am predat inducția, unul din elevi a spus, eu nu cred. Știi ce am făcut? Ce ai făcut tu, Marian, în locul meu? A dus și la același mitor, da, tot lucrez, muncește acolo și i-am dat așa. Însă am sesizat că numitorul comun este din 5 cel mai greu de aflat. Nu? Același lucru ai sesizat și tu, dacă ai văzut mai devreme, aici a fost numitorul comun cât 12, o sărit la 60, și vă dați seama, dacă pun vreo 20, 30, 40, 50 de fracții, din ce în ce greu, mai greu va fi. Ai vreo idee, Andreea? Cum ar trebui să fac aici ca să nu mai muncesc atât la început? Adică să... Păi n-am muncit până aici, Andreea. Da. Nu știu de așa că e făcută. Păi și de... Cât este asta? 4 pe 5 plus 1. Asta e. Deci a face chestia asta înseamnă a face egal mai departe cu 4 pe 5, lucru făcut mai devreme, plus 1 supra 5 ori 6. Și egal mai departe cu. Aduc la aceeași numitor. Deci nu iau totul la început, că este crimă. Da? Deci amplific aici cu cât? Cu 6. Și vine 6 ori 4, 24, plus 1, supra 5 ori 6, și face 24 și cu 25, supra 5 ori 6 am spus. Și 25 cu 5 simplificăm, și face, nu prin 5, și face 5 pe 6. Și atunci m-am întrebat, băi, ești mulțumit? Nu știu, nu cred. Și cum nu crezi? Păi zici, suntem dacă pasul următor e bun. Mai adunați dumneavoastră o fracție, dacă fie așa, zici, mai vedem. Și atunci m-am înfuriat și am zis, bine mă, hai, 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5, plus 1 supra 5 ori 6, plus 1 supra 6 ori 7, egal mai departe. Eu vă zic că îți voi arăta că face 6 pe 7. Deci să văd. Păi bine, mă zic, până aici n-am muncit mai devreme. Nu-i cea de sus. Deci vine 5 pe 6 plus 1 supra 6 ori 7. Da? Și acum amplific aici cu cât? Cu 7. Și face egal mai departe cu 35 cu 36 supra 6 ori 7. Simplificăm prin 6 și face, în sfârșit, 6 pe 7. Măi, ești mulțumit? Așa furios eu, îți dai seama că tot muncesc acolo. Și tot nu cred. El ce îmi făcea? Mă prinsese în corzi și de acum am exploatat dacă pasul următor e bun. Și oricât aș fi mers eu așa, ori pe unde aș fi dorit să ajung, el tot mă întreba dacă următorul e bun. Eu știu dacă următorul nu fi rău. Deci, vedeți, avea și el dreptate. Eu eram acum într-un moment dificil și el mă tot împingea să mă apuc eu să fac ori întregi acolo, să mă chinui, că eu trebuie pasul următor e bun. Da, pasul următor e bun. Și atunci am zis, bine mă, îți voi arăta că pasul următor e bun.
dar nu făcându-l pe el pe care vrei tu pe următor. Am să-ți arăt că pasul următor e bun în general. Adică presupun că am mers așa din aproape în aproape și am parcurs mulți pași, ca pași. Deci nu 1, 2, 3, 7, ca pași. Și dacă ți-o arăta că pasul următor e bun, cum eu am arătat că până la pasul ăsta e bine cum, și următorul fiind bun, nu mă mai pui tu pe mine la treabă, că ți-o voi arăta, tocmai următorul e bun. Și dacă următorul e bun și fiindcă următorul e bun, atunci iară e bun și așa e bun și atunci nu mai poți tu să mă încurci pe mine. Da? Deci fiți atenți la ce și retenia am apelat și eu. Deci în clipa în care el m-a întrebat dacă pasul următor e bun, am zis, bine mă, hai să mergem, presupunem că am mers așa din aproape în aproape până la un anumit ordin. Un ordin K. De fapt, identitatea asta sună așa. Hai să o scrim noi în general. Deci în general, ea ar fi o egalitate care ar suna cam așa. Să se arate că 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus 1 supra 4 ori 5 plus puncte, puncte și așa mai departe, multe fracții, da? Plus puncte, puncte, multe fracții, 1 supra n pe lângă n plus 1 egal cu n supra n plus 1. Da? Asta ar fi fost relația pe care trebuia să o arăt. Că m-am oprit eu la 2, 3 fracții și parcă l-am pus pe n 4 și vine 4 ori 5, m-am oprit aici la 1 pe 4 ori 5, e altă situație. Deci, vedeți? Ce am făcut eu aici au fost niște cazuri particulare. Da? Hai să notăm afirmația asta cu un PDM. PDM. Adică o expresie în ea. Să se arate că 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5, plus mai departe, plus puncte, puncte, plus 1 supra n pe lângă n plus 1, ar fi egal cu n supra n plus 1. Să dovedim că așa asta este o chestiune adevărată. Nu mai vrei să fii atent? Ne oprim. Sigur ne oprim, că mie e ușor. Eu și eu la ora 4 jumate când trag continuu, dar vreau să vă prezint o chestie frumoasă, interesantă, pe care să nu mai uitați toată viața. Inducția matematică, trebuie să vă spun că este un instrument de lucru pe care dacă îl stăpâniți, în foarte multe situații, când aveți de arătat o egalitate sau o inegalitate, sau apelați la inducție și atunci este ceea ce înseamnă o șansă pentru noi. Da. Deci, nu e supărare aici. Vrem, urmărim, nu? Nu e problemă. Deci dacă cineva ți-ar cere, știai că e adevărată chestia asta? Știai că suma asta este egal cu n supra n plus 1? Spun, nu știam, dar am o șansă. Eu știu, am inducția matematică și mă descurc. Și atunci o luăm pentru cazuri particulare. Ia să vedem. Deci, o primă etapă care se parcurge este verificarea. Situații particulare. Situații particulare. Deci, studiem situații particulare. Și atunci zicem așa. Pentru n egal cu 1, deci când n egal cu 1, P de 1 devine. P de 1 devine. Adică în loc de n punem 1. Și oriunde vedem n în toată șmecheria asta, punem 1. Și atunci ce devine? 1 supra 1 ori 2 plus. Dar eu nu știu unde să mă opresc. Deci înlocuim pe n cu 1. Și vine 1 supra 1 ori 2. Adică mă opresc la 1 supra 1 ori 2. Adică chiar prima. Deci, ultima fracție, când n este făcut 1, ultima fracție devine chiar prima. Înseamnă că suma asta n-a decât o singură fracție. 1 supra 1 ori 2. Egal cu, în loc de n cât am zis că punem? 1.
egal cu 1 supra 1 plus 2, 1 pe 2. E adevărat? 1 pe 2 egal cu 1 pe 2? Da. Deci rezultă P de 1, deci situația particulară când e egal cu 1, P de 1, adevărat. P de 1 e adevărat. Deci în situația particulară înseamnă o singură fracție egal chiar cu răspunsul din dreapta. Pentru noi egal cu 2. Pentru noi egal cu 2. Ce devine ea? Egalitatea asta. P de 2 ce devine? 1 supra 2 ori 3. 1 supra 2 ori 3. Aici trebuie să mă opresc. 1 supra 2 ori 3. Acolo mă opresc. Asta de aici devine asta. Adică scriu tot până la ea. Deci voi avea 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 să fie egal 2 cu 3. 2 pe 3. Echivalent, lucrăm, muncim. Aici la același numitor, numitorul comun, membru stâng, plecăm și muncim la membru stâng. Da? Membru stâng este ăsta. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 este egal cu. Amplificăm aici cu cine? Cu 3. 1, nu? Da. Și devine 3 ori 1, 3 și 1. 4 pe 2 ori 3. Care face 4 cu 2 simplifică și face 2 pe 3. Este adevărat? Cred că trebuia să-mi dea membru stângelor pe 2 pe 3. Deși, în cazul particular, pe 2, tot adevărat. Pe 2, 2 și el adevărat. Mergem mai departe. Pentru n egal cu 3, ce devine P de 3? P de 3? 9 ori 2. Vrei să mai ieși la tablă? Da. Da? Te rog. Ne oprim la 1 supra 3 ori 4. 1 supra 3 ori 4. Deci scrie 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3. Ia 3 pe 4. 3 pe 4. A trebuit să dea 3 pe 4. Și mergi cu stângul și lucrezi. Deci, P de 3. Stai. Ai făcut-o partea aceea. Da. Deci, P de 3, din nou, membru stâng, P de 3 înseamnă 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4, adică membru stâng, da? Egal mai departe cu prima parte de așa ai făcut-o, asta e 2 pe 3, deci 2 pe 3 plus 1 supra 3 ori 4. Și amplificăm acolo cu 4 și face 3 ori 4. De ce 9? Că ai amplificat la 2 cu 4. 9 pe 12. 9 pe 12, e drept, da? 3 ori 4, lăsăm așa, ca simplificăm repede, să vedem. Și face 3 pe 4. Deci concluzia este că și pe de 3, tot adevărat. Da? Și pe de 3 e adevărat. Pentru n egal cu 4, hai să mai vedem și pentru n egal cu 4, ce devine? Până la 1 supra 4, 5. Când locuim pe n cu 4, asta spune Andreea, deci locuim pe n cu 4, vine 1 supra 4, 4 plus 1, 5. 4 ori 5, scriem tot până acolo. 2 ori 3, 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5, egal cu? 4 pe 5. Ar trebui să fie egal cu 4 pe 5, dar cu semn de întrebare, că nu știi că este bine, da? Da. Și mergi cu membru stâng, adică, zice. Egal cu prima bucată, ca să nu mai copii, da. O știi de așa, că este... Asta este 3 pe 4. 3 pe 4 plus 1 supra 4 ori 5. Amplificăm 5, 16 supra 4 ori 5 și egal cu 4 pe 5. Face 4 pe 5. Este adevărat și pentru cazul ăsta. Mai faceți pentru 5 ca să înțelegeți mecanismul, da? Deci și pentru n egal cu n egal cu 5, vei avea P de 5 sună așa.
1 supra 1 ori 2. Da. 1 supra 2 ori 3. 1 supra 2 ori 4. 1 supra 4 ori 5. 1 supra 5 ori 6. Aici te oprești, da? Da. Egal cu? Egal cu 5 supra 6. Așa trebuie să fii, 5 supra 6. Cu semn de întrebare că nu știi încă. Da? Pornești la treabă și vedeți până acolo e deja făcut. 4 pe 5. Da. Și atunci pe de 5 arată. 4 pe 5. Da. Plus 1 supra 5 ori 6. Zicăm cu 6. 25. Sper 5 pe 6. 5 pe 6. Atunci pe de 5. Deci, pe de 5 e adevărat. Semnul întrebării dispare pentru că s-a muncit, da? Adevărat. Este adevărat. Așadar, putem continua din aproape în aproape și tot arătăm. Ei, presupunem că am mers așa până la ordinul K. Deci presupunem că am verificat până la ordinul K. Scriți chiar în cuvinte. Presupunem că am verificat până la ordinul K. Presupunem că am verificat până la ordinul K. Adică P de K este adevărat. Da? O să ștergem și asta ca să scrie tot. Deci scrie presupunem PP că am verificat, presupunem că am verificat până la ordinul K. Am verificat până la ordinul K. Ce ar deveni dacă am verificat până la ordinul K? P de K. P de K. Deci P de K devine. În loc de el punem K peste tot. Adică 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 și mai departe plus puncte, puncte. 1 supra K pe lângă K plus 1 egal cu K supra K plus 1. Deci, asta e adevărată, da? Că am verificat-o noi, am mers până la ordinul K. Poate să fie 3, 4, 7, 100, un anumit ordin. Să spunem, vom arăta că pasul următor este bun. Vom arăta că pasul următor este bun. Deci vom arăta că pasul următor este bun. Adică P de K plus 1 este adevărat. Vom arăta că P de K plus 1 este adevărat. Dar ce, cum arată P de K plus 1? Pe P de K plus 1 arată, să scrie. Pasul următor, P de K plus 1 arată așa. 1 supra 1, 2 plus 1 supra 2, 3 plus puncte, puncte. 1 supra... Să mai scriu și pe ăsta? Scriem și pe ăsta. 1 supra K pe lângă K plus 1 plus încă o fracție. Plus 1 supra... K plus 1 pe lângă K plus 2. Exact. K plus 1, un pic mai mare. Să, trebuie să se vadă. K plus 1 pe lângă K plus 2. Egal cu K plus 1. Deci egal cu K plus 1 supra K plus 2. Aici vreau pentru băieți să înțelegeți și mai bine. Știți cum am trecut la 2, la 3, la 3, la 4? Cum făceam? Adăugam o fracție. Da? Ce fracție am adăugat la asta de aici? Care ar fi următoarea? 1 supra, în loc de K, K plus 1, și în loc de K plus 1 compas, vine K plus 2. Deci următoarea fracție față de asta, la P de K plus 1, înseamnă că am mai pus o fracție. Și fiindcă P de K însemna K supra K plus 1, P de K plus 1 trebuie să însemne cu semn de întrebare K plus 1 supra K plus 2. Să vedem dacă e adevărat. Ei, sigur că muncim în partea stângă și vedem dacă ajunge la K plus 1 supra K plus 2. Da? Deci, până aici este cunoscut, până acolo este cunoscut că e verificat, până la pasul K, este cât?
K supra K plus 1. Și atunci devine P de K plus 1 cum va arăta? P de K plus 1 arată așa. K supra K plus 1. K supra K plus 1. Plus următoarea fracție, 1 supra K plus 1, numai cu ce? Mai foaie, nu? Hai să dai o perată, nu mai ai. M-am pregătit pentru tine. Te-am văzut, te-am văzut. E păcat să nu ai ieșit ăsta complet. Dar tu, sigur că beneficiezi de faptul că pun bine internet și atunci da. O să-l vezi foarte bine. Deci, K supra K plus 1, plus 1 pe K plus 1 supra K plus 2, egal cu aia, amplificat aici da. Cu K plus 1. De ce cu K plus? K plus 2. K plus 2, foarte da. Bine. Și aici cu? Și aici n-am amplificat. N-ai amplificat cu nimic, foarte bine. K plus, plus 1, totul supra K plus 1 pe lângă K plus 2. Egal cu? Lei de fracții. Pătrat, K pătrat, plus 2K, plus 1. Vine așa? K pătrat plus 2K plus 1, totul supra K plus 1, pe lângă K plus 2. Pe K plus 2. Și ce este K pătrat plus 2K plus 1? Ce este acolo? K pătrat? E binomul K plus 1, totul la pătrat. K plus 1, totul la pătrat, supra. Pe lângă K plus 2. Se simplifică pătratul cu K plus 1 și face K plus 1. Păi nu trebuia să întâmple așa. Este exact ceea ce trebuia să arătăm. Deci de aici rezultă că P de K plus 1 este și el adevărat. P de K plus 1 este adevărat. Acum aș vrea să fiți foarte atenți. Este lucrul, momentul cel mai important. Deci, atenție mult. Noi am presupus că am mers până la ordinul K. Un K, neștiind cine este, 2, 3, 7, 9, un anumit ordin cu verificare în aproape, în aproape. Și am arătat acum că și pasul următor. Deci, ăsta știm că e adevărat. Pardon, ăsta de aici. De ce știm că ăsta e adevărat? Pentru că l-am verificat. Până acolo am mers. Știm că pasul ăsta e bun, ca, care fi el, arătăm acum că pasul următor este bun. Pasul următor. Adică, cel de după ca, cine ar fi pasul următor? Ca plus 1. Și în loc de ca, punem peste tot ca plus 1, așa ar arăta el. Trebuie să demonstrăm că e bine. Și am luat în partea stângă, însă până aici, ne folosim de pasul K. Că e cel de mai înainte. Deci îl înlocuim acum. K supra K plus 1 plus 1 supra plus fracția asta. Trebuie să lucrăm asupra ei și să le dea K plus 1 supra K plus 2. Și ne-a dat. Înseamnă că pasul P de K plus 1 următor s-ar dovedi pe baza asta din urmă. Deci aș putea spune așa. Știind că știind că P de K este adevărat, am dovedit că și pasul următor este bun. P de K este adevărat, am dovedit că pasul următor, adică cine este pasul următor? P de K plus 1. Pasul următor, P de K plus 1, este adevărat. Concluzia. Noi până la cât am verificat? Până la ce pas am verificat? Ia uitați-vă la verificare. Până la ce pas am verificat? La 5. Ia uitați-vă. Până la 5. Dar pe 6 nu l-am mai făcut. Păi acum nu cumva 6 e adevărat? Scriem. Cum am verificat până la ordinul 5? Scriem așa. Cum am verificat până la ordinul 5? Și știm că pasul următor este adevărat. Cum am verificat până la ordinul 5. Și știm că pasul următor este adevărat.
Adică următorului 5 cine este? 6. Înseamnă că P de 6 e adevărat. Și acum, raționăm mai departe. Fiindcă P de 6 e adevărat și cum știm că pasul următor e adevărat, da? Și cum 6 e adevărat și pasul următor este adevărat, înseamnă că 7 e adevărat. Și cum 7 e adevărat și pasul următor e bun, 8 e adevărat. Și atunci mai avea motive să mă mai prindă pe mine în corzi? Nu. Că eu am și ieșit ușor din situația dificilă, pentru că am arătat că pasul următor este bun. Asta era toată ideea, că el ce făcea tot timpul? Eu făceam până la 7, dar el mă întreba, dar 8 e bun? Și eu făceam pe 8, dar 9 e bun? Și tot mă întreba, următorul e bun? Și atunci eu am sesizat slăbiciunea raționamentului și am zis, bine, am să te arăt că pasul următor e bun. Și tu o să te oprești, nu mă mai să fie așa cu întrebarea asta. Deci, iată că discuția purtată cu el mi-a folosit foarte tare, pentru că acum am ghicit un ansamblu, am pus la punct un ansamblu prin care pot să arăt totdeauna că lucrurile merg corect. Și atunci ce fac? Voi verifica o parte din... Voi particulariza și voi verifica niște pași și până voi arăta că pasul următor e bun. Deci două etape am eu în inducție. O etapă este verificarea și a doua etapă este demonstrația. Pasul următor este bun. Deci inducția matematică, mulțumesc, o să mai te folosesc și altă dată, mai respir și eu. Deci inducția matematică, să scriu chestia asta, inducția matematică presupune parcurgerea a doi pași, două etape. Da? Inducția matematică. Avem de parcurs două etape. Etapa întâi, verificarea. Ce spuneți? Este importantă? Dacă ce mă spune o trăznaie? Și eu îmi bat capul cu chestia. Deci vreau să văd câteva cazuri particulare, să văd dacă e bună. Și după aceea să mă ocup să merg în etapa a doua, demonstrație. Demonstrație. Ce facem în demonstrație? Arătăm că pasul următor este bun. Da? Demonstrația asta. Pasul următor este bun. Asta e miezul problemei. Adică, aici, presupunem P de K adevărată. Deci presupune că am mers până la un ordin K, P de K adevărat, și arătăm că și P de K plus 1 adevărat. Dar pe ce bază arătăm? Pe baza lui P de K. Deci practic aici arătăm că P de K implică P de K plus 1. Da? P de K implică P de K plus 1. Practic, asta arătăm. Că P de K plus 1, de cine ne folosim în demonstrație, că este și el bun, de P de K. Ținem cont, că l-am făcut deja. Ei, și dacă am parcurs aceste două etape, verificarea și demonstrația, spunem că, în final, aceea este adevărată pentru orice e. Deci, în final, din cele două etape, deci etapa întâi și etapa a doua, împreună, deci etapa întâi și etapa a doua, îți permit să scrii, cam așa în final, P de N adevărată, oricare ar fi N natural. Asta trebuie să scrieți în concluzie. Deci după ce ați parcurs pașii, cele două etape de aici, trebuie să trageți concluzia că este tot timpul adevărată, indiferent ce el puneți aici. 100, 1000, 10.000 și așa mai departe, nu are importanță. Este, practic, predicatul acesta devine o propoziție universal adevărată. Tot timpul adevărată. Care ar fi, Marian, mecanismul inducției matematice? Deci, de aici încolo, când te afli într-o situație de aceasta, ca să arăți că o anumită afirmație este tot timpul adevărată,
cineva spune, știi tu că 1 supra 1, 2 plus 1 supra 2 egal cu N pe N plus 1? Nu. Nu știam. Dar știi, din clipa asta, tu ai la tine exact ca mecanicul care are cheia, să desfaci piulița, cheia franceză. Da? Adică desfaci orice piuliță. Cum zici? Imediat, stai o clipă. Am să mă gândesc prin inducție să-ți fac treaba asta. Mai întâi am să verific dacă mi-e dat o chestie corectă, să particularizez acolo, să-i dau lui el valori 1, 2, 3, 4, câteva valori particulare. Văd cum începe mecanismul ca pasul din urmă să se folosească la pasul următor. Ai văzut acolo că nu numai aducem la același numitor tot timpul fracțiile la un capăt la altul, dar aducându-le când fracțiile cresc ca număr, nu e foarte simplu să găsești numitorul, ci te folosești de la 3 la 4, te folosești ce ai făcut până la 3. De la 4 la 5 te folosești ce ai făcut până la 4. Deci în final aici, aici este mecanismul, aici descoperi tu mecanismul pe care îl vei folosi când treci de la K la K plus 1. Că dacă noi nu sesizăm asta în trecere la 3 la 4, 4 la 5, 5 la 6, cum folosim din urmă partea, bucata asta am adunat-o deja, nu mai merită să mă ocup de ea, nu aveam cum să demonstrăm PDK plus 1, folosindu-ne de PDK. Ar fi fost destul de greu. Aici este momentul când în etapa de verificare sesizăm cum trecem de la K la K plus 1. Și spui, uite, acum ți arăt că pasul următor e bun, după ce sesizam mecanismul, și treci la demonstrație. Presupui că ai mers până la ordinul K, adică în loc de N pui K, și arăți că pasul următor este bun. Adică mai mergi cu un pas în față. Scrii până acolo și mai pui ce mai trebuie făcut trecând de K în K plus 1 și în felul ăsta ai șanse să poți arăta, făcând și demonstrația, că afirmația este bună indiferent ce el vei folosi acolo. Nimeni nu te poate contrazice pentru că tu, din punct de vedere matematic, ai folosit corect acest principiu al inducției matematice. Deci inducția matematică este o metodă de lucru pe care tu o stăpânești din clipa asta și pe care o aplici ori de câte ori vei fi pus în situația să arăți că o anumită afirmație este corectă. Egalități, inegalități, care depind de o variabilă asta. De regulă e natural, nu, așa trebuie să fie, e natural ca să locuiești 1, 2, 3, 4, da? Ei, iată, acum dacă ați înțeles, haideți să vă facem un colegiu. Să vedem un alt exces. Băi, mă țineți toată noaptea. Asta e la tine, la ce tu neamă. Cât de șase? 9 și? 10. 9 și? 58. 9 și 58. Deci s-au făcut 10. Lasă-mă în pace, mă duc să mă culc, că mă nebune cu matematica ta. Da, dacă tu ai înțeles ce am vrut să spun, chiar m-aș bucura foarte tare. Deci, iată cum, nu mai schițăm încă un exercițiu, da? Ca să fie clar că n-ai pierdut timpul venind aici, ci ai pus mâna pe un instrument de lucru foarte valoros. Inducția matematică. Uite, dacă cineva spune, știai tu că unul pătrat, plus doi pătrat, plus trei pătrat, plus patru pătrat, plus cea mai departe, plus n pătrat, este egal cu n, pe lângă n plus 1, pe lângă 2n plus 1, supra 6. Hai spune tu drept, știai tu de chestia asta? Că 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus 4 pătrat plus puncte, puncte, plus n pătrat egal cu n, pe lângă n plus 1, pe lângă 2n plus 1 pe 6. Nu știai. Dar, ce fericit ești tu că ai acum un instrument pe care îl poți folosi, vorba de inducția matematică,
Și poți să arăți că acest lucru este adevărat. Adică ce să faci, Mariane? O să faci prima etapă, care se cheamă verificarea. Nu? Deci, ce să faci la etapa întâi? Verificarea. Adică, am uitat pe tine cum te cheamă. Cosmin, tu ce înseamnă verificarea? Dacă este egal cu... Nu, păi verificare înseamnă că particularizăm. Îl facem pe N egal cu 1 doar. Pe N egal cu 1 înseamnă că oriunde vezi N, pui 1. Și cât devine membru stâng? 1 pătrat plus atât, că ăsta de aici o devine chiar primul. Deci vine 1 pătrat, deci P de 1, devine 1 pătrat egal cu? 2. 1, nu? 1 ori 2 ori 2 ori 1, 2 și 1, 3, e 6. Adică 6 pe 6. Asta înseamnă? Da, sunt la treabă. Vă salut. Deci e adevărat că 1 ori 2 ori 3 pe 6 egal cu 6 pe 6 și egal cu 1. Deci P de 1 adevărat. Pentru noi egal cu 2, ce ar deveni? Marian, te rog. 1 pătrat plus 2 pătrat egal așa, cu... 1 pătrat plus 2 pătrat este egal cu? 2 pe lângă... 2 plus 1. Da. Pe lângă? 4 plus 1. 4 plus 1, adică 5 supra 6. Echivalent cu? 1 pătrat cu 2 pătrat face 5, nu? 2 pătrat 4 și 1 5. 5 dacă este egal cu? 4 plus 2. Adică 6. Aici cât vine? 6. Unde 4 plus 2? 2 ori 2 plus 1. 2 ori 3, 6 face aici. 6 ori 5. 6 ori 5 supra 6. 6 cu 6 e 5, bine? 5 egal cu 5. Adevărat. Deci și P de 2 adevărat. Da? P de 2 tot adevărat. Pentru N egal cu 3, ce devine? 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat 3 pe lângă 3 plus 1 așa, 4 de dată pe lângă ori 2 ori 3, 6 și 1, 7 7 pe 6, nu? Ce ar fi echivalent? Cât facem stângă aici? 1 și cu 9, 10 și cu 4, 14, nu? Deci 14 să fie egal cu aici, 1 prin 4, 1, 2 2 ori 3, 6, 6 și rămâne un 2, da? 2 ori 7, 14. Adevărat. P de 3 adevărat. Ei, presupui că ai mers așa din aproape în aproape până la ordin cad, deci treci, asta a fost prima etapă, treci la etapa a doua. Demonstrație. Presupune că am verificat până la ordinul K. Și atunci, P de K este adevărat. Adică ce devine P de K, Mariana? P de K, ce devine? P de K devine, te rog. Loc de el, că dacă P de N arată așa, P de K înseamnă că loc de el punem K. Adică devine ce? 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus 4 pătrat plus puncte puncte plus K pătrat egal cu K pe lângă K plus 1 totul pe lângă 2 K plus 1 supra 6. Deci asta e adevărat. Dacă ai nevoie, poți folosi. Că ai verificat totul. Și ne întrebăm. Ne întrebăm.
PDK plus 1 o fi adevărată? Dar cine e PDK plus 1? PDK plus 1 este asta, dar cu un pas mai în față. Adică mai adăugăm și aici K plus 1. Deja devenim că 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus puncte, puncte plus K pătrat ăsta plus încă cine ar fi după? K plus 1 totul la pătrat. Plus K plus 1 totul la pătrat, dacă este egală cu loc de K vine K plus 1 pe lângă K plus 2 pe loc de K, ne vedem K punem plus 1, deci K plus 1 și cum faci K plus 2, pe lângă aici cât va fi? 4 K plus 2 nu e 2 pe lângă K plus 1 și plus 1 2K plus 3 2K plus 3. 2K plus 3 supra 6. Asta trebuie să vedem dacă este adevărat. Da, dar bucata asta de până aici, asta o știi cât este? Da, verificată. E asta de sus, 1 pătrat până la K. E asta verificată de noi. Deci în loc de a ia până aici, poți să pui cât K. Asta, deci K pe lângă K plus 1, pe lângă 2K plus 1, totul supra 6. Deci, P de K plus 1 va arăta astfel, folosind-o pe P de K. Ce? Cum va arăta? K pe lângă K plus 1, pe lângă 2K plus 1, totul supra 6, plus K pe lângă plus K plus 1 totul la pătrat egal cu să vedem dacă e egal la aici trebuie să ajungă, da? Să vedem. Aduc la aceeași numitor, am plinit aici cu 6. Vine K pe lângă K plus 1 pe lângă 2K plus 1 plus 6 pe lângă K plus 1 la pătrat 6 pe lângă K plus 1 la pătrat, totul supra 6, egal cu. Ce observăm din cei doi factori? Cine este comun celor doi factori? K plus 1, da? Este și aici și este și aici. Deci vine K plus 1 pe lângă. Din primul rămâne K pe lângă 2K plus 1, adică 2K pătrat plus K, K oriunde, da? Deci 2K pătrat plus K, plus 6 pe lângă K plus 1. Deci 6 K plus 6. Ai zis bine? Totul supra cât? Supra 6. Și ca mai departe cu K plus 1 ăsta, care l-aveam. Deci K plus 1 pe lângă 2K pătrat plus 7K plus 6. Exact. 2K pătrat plus 7K 2K pătrat plus 7K plus 6. Și supra 6. M-am apropiat de cei ce trebuia să dau eu. K plus 1. K plus 1, da? Și acum ar trebui să le înmulțesc pe astea două. K plus 2 pe lângă 2K plus 3. Să-mi dea 2K pătrat plus 7K plus 6. Și dacă înmulțesc din K ori 2K, face 2K pătrat. Așa. K ori 3, 3K. 2 ori 2, 4K, 3K și 4K, 7K, plus 2 ori 3, 6. Deci este perfect, așa încât voi spune egal cu K plus 1, pe lângă K plus 2, pe lângă 2K plus 1, totul supra 6. Este ieșitul pe care l-am reușit, deci am arătat ce am arătat. Am arătat în timpul demonstrației că PDK implică, ne ajută, ne-a ajutat. Uite, PDK mi-a ajutat. L-am folosit. PDK implică PDK plus 1. PDK plus 1. Deci PDK face ca și următorul pas să fie adevărat. Te sprijină și poți spune că și pasul următor este bun. Și acum, datorită etapei întâi și a doua, da? Adică verificarea și demonstrația făcută
De aici poți să tragi concluzia că BDM adevărată, oricare ar fi el, indiferent ce el vei pune acolo, natural. Indiferent ce el vei pune, tot timpul este un adevăr. Așa s-a fost încă un edificiu. Acasă voi să vă jucați și să vă arătați că 1 la a 3 plus 2 la a 3 plus 3 la a 3 plus sau unde face, plus n la a 3 este egal cu n, pentru că n plus 1 supra 2, totul la a 2. N pentru că n plus 1 supra 2, totul la a 2. Ne oprim aici. Am făcut încă o dată inducția, a fost un prilej să ne amintim. Așa asta va fi principiul ăsta de folosit și în ambele. Da? Deci inducția matematică este o chestiune de bază foarte des folosită în diverse chestii. Într-a 11, într-a 12. Dacă ai inducția cu tine, de foarte multe ori ești din încărcăm să ne oprim aici.